Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi mergem la țară să tragem socata și să bem soc. Hai că maica mea mi-arată trandafirii. Ia uita ce trandafiri frumos avea. Aici avem și flori. Unde? Acesta. Asta mic? Da, uite, vezi, e mai portocaliu la început. După aceea își transformă culoare. Vezi cât e de frumos? Da. Și ăsta e foarte frumos, de lumea ușa. Sunt foarte frumoși, dar mult mai apetisant pentru mine este acest soc, această socată, care este făcută cu miere, miere de salcâm. A pus maică-mea aproximativ 800-900 de grame în fiecare borcan. Cât are mama borcanul ăsta în total? 5 litri sunt borcanele, 800 grame de miere, multă lămâie, soc și ca să fermenteze, ai pus ceva? Ah, mai că mi-a plecat. Câteva babe de orez, auziți. Și până ajungem la țară, vreau să vă fac un anunț, să vă spun programul nostru cu târgurile. Sunt aici cu mama mea. Dubă. Ia zi, mamă, cum sunt târgurile programate? Pe weekendul ăsta, adică pe cât? Pe weekendul viitor, 7-8, suntem la Craiova, în centru vechi. Așa. Vine deci la Craiova. Weekendul acesta la Craiova, centru vechi. Vorbește-și tu mai tare, te rog. Da. Se audă, așa? După aia, weekendul următor? La Târgoviște. De Rusalii la Târgoviște. Iar eu o să mă ocup de Călimănești. Acum trebuie să descar Duba, când vei ajunge la țară. Și vreau să vă mulțumesc tuturor care ați trecut pe la standul nostru din Horezu. Am fost la Cocoșul de Horezu, nu? Da. Au fost părinții mei weekendul acesta la Cocoșul de Horezu. Și vreau să vă mulțumim tuturor care ați trecut pe acolo și ați degustat produsele noastre sau ați cumpărat. Da. Eu acum mă voi duce cu maica mea acasă, la Băbeni, unde avem și stupina, acasă la ei. Voi descărca Duba, voi face treburile care le-am de făcut la țară. Vreau să vă spun că am mai pus și poze pe site, lucrez la site, am schimbat etichetele, am făcut o nouă ședință foto, după cum știți, un fotograf foarte, foarte bun, un prieten de-al meu, și acum edităm pozele. Majoritatea sunt făcute, sunt urcate. Trebuie să mai schimb eu etichetele la încă unele produse, la siropuri și la amestecuri. Mai facem o ședință foto și apoi termin și cu site-ul. O să fie actualizat. Lucrez la YouTube, după cum știți, la clipuri. Mă duc la sală, încerc să slăbesc. Așa că aveți ce să vedeți aici pe canalul Miere TV. Vom reveni când ajungem să bem sucul de soc făcut cu miere și cu lămâie. Am tras socata. Pune mamă, umple paharele, mi-e sete. Ia te-mi pe rice, să nu bei el. Decât să fie un pic așa, bine să mă încălzești în pahar. Mai ziua, ce-i mă la vreo foarte pe aici? Ai lătrat pe acolo, ai... Abia aștept să beau. Astea toate trebuie să le descarc. Sunt ceva? Albinuța în randafir. Face miere de trandafir. Deci, alta.
Am terminat de scărcat mașina. Mi-am foarte puțin. Am făcut aici 3 șiruri. Destul de înalte. Da. O avem și pe Maia aici. Ce faci, fetiță? Mă lingi? Ai obosit. Ai alergat. Cam atât pentru videoul de astăzi. Ați văzut și socata. Ați aflat și unde ne puteți întâlni. Noi vă așteptăm la Craiova și la Târgoviște, dacă aveți drum. Vă mulțumesc încă o dată celor care ați trecut pe la noi din Horezu. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare, să consumați produse apicole și să slăbiți. Ciao! Mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot, mai sus, sus, mai sus, tot, mai sus, sus, mai sus, tot, mai sus.